Tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt cum prepar eu cafeaua turcească. Am să încep cu un mic disclaimer, și anume că nu există din punctul meu de vedere un mod corect sau incorrect de a prepara această cafea, doar că eu am găsit o rețetă, ca să spunem așa, care mie îmi place cel mai mult și am dorit să o împărtășesc și cu voi. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia dacă vrea să urmeze în ghilimele această rețetă sau dacă dorește să o facă după bunul plac. Am pus aici și o ceașcă mai mare, pentru că m-am gândit că poate nu toată lumea are ceșcuți în acestea mici sau din acelea de espresso. Într-o ceașcă din aceasta mai măricică intră exact 2 ceșcuțe din acestea mici de cafea turcească. Asta ca să știți voi exact cum să vă măsurați cantitatea de cafea și de apă. Pentru fiecare ceșcuță din aceasta mică de cafea am să pun în nibric 2 linguri de cafea mai rase, așa. Cafea o să iasă suficient de tare. Dacă doriți cafea puțin mai slabă, puteți să puneți mai puțin, o linguriță și jumătate. Așa, deci am pus 2 pentru 2 cești și ținând cont că o să fac 3 cești, mai pun încă 2 lingurițe. Am terminat cu cafeaua. Iar ca și apă, voi adăuga pentru fiecare ceașcă o ceașcă de apă. 2, 3. Ok. Acum am să pun cafeaua la foc. Și vom aștepta ca ea să dea puțin în foc. Nu trebuie să fiarbă de tot, ci trebuie doar ca zațul acesta de deasupra să se umfle puțin. Observați că aici deja au început să se formeze câteva bule, deci mare puțin și dă în fierb. Gata! Acum am să opresc focul și am să amestec în ea puțin, astfel încât să se formeze această spumă deasupra. Cel mai important pas este să luați puțin din spuma aceasta și să puneți în fiecare ceșcuță. Nu vă faceți probleme că o să beți zațul, pentru că el o să se lase la fund odată ce turnați restul de cafea fiartă peste. De ce este important acest pas? Pentru că o să arate mai bine cafeaua în ceșcuță, o să aibă așa spumă, după cum puteți vedea. Și din câte am înțeles, acesta este secretul la cafeaua turcească, să fie cu spumă pe deasupra. Și cafeaua turcească este gata.